Persoanele cu dizabilități din Deva vor beneficia în continuare de carduri de acces gratuit la complexul Aqualand din reședința de județ. Conform reprezentanților Direcției de Asistență Socială din Urbea de la Poalele Cetății, cererile pentru aceste carduri se depun la sediul primăriei municipiului Deva. Anul acesta, persoanele cu dizabilități pot beneficia în continuare de carduri de acces gratuit la complexul Aqualand. Pentru a obține această facilitate, persoanele interesate și, bineînțeles, cei care se încadrează în această categorie pot să depună cererile la sediul primăriei municipiului Deva din Deva Piața Unirii numărul 4, la Centrul de Informare a Cetățenilor. Aceste carduri vor permite beneficiarilor 10 intrări de câte 3 ore pe lună la Aqualand. Cererea de eliberare a cardului de acces gratuit la complexul Aqualand va fi însoțită de copii după actul de identitate și certificatul de încadrare în grad de handicap, adeverință pentru asistentul personal, unde este cazul, și recomandare din partea medicului specialist sau de familie. Trebuie precizat că în categoria beneficiarilor de carduri de acces gratuit la complexul Aqualand se înscriu persoanele adulte cu dizabilități, gradul grav sau accentuat, precum și asistentul personal sau însoțitorul acestora, copilul cu dizabilități, gradul grav sau accentuat, precum și asistentul personal respectiv însoțitorul acestuia. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254 234 651 de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute sau vineri între orele 8 și 14.